Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.ul pe I. Invitatul meu din această seară este domnul Mihai Răzvan Moraru. Este cel numit favorit pentru preluarea funcției de prefect. Spunem numit, o să vedem îndată de ce. Bună seara, domnule Moraru, și bine ați venit în studioul Campus TV. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Moraru, numele dumneavoastră a fost vehiculat în ultima perioadă ca fiind favorit pentru preluarea funcției de prefect. Ați organizat chiar și o conferință de presă în care ați vorbit jurnaliștilor, ați spus câte ceva despre ce ați face din funcția de prefect. Despre acea conferință de presă aș vrea să vorbim în această seară, despre cum vedeți dumneavoastră această funcție de prefect, dar și despre multe alte lucruri. Vreau să, și sunt convinsă că nu este prima dată când vi se adresează această întrebare, dar pe de altă parte sunt convinsă că sunt și mulți dintre telespectatorii Campus care ar vrea să mai audă o dată. Cum s-a născut această poveste cu dumneavoastră favorit pentru preluarea funcției de prefect? Și în același timp o să vă rog să le răspunde și celor care vă contestă pe dumneavoastră că ați participat la ultima campanie electorală, să spunem așa. Da, păi am să încep din acea seară târzie, undeva la ora 11 s-a încheiat negocierile la nivelul coaliției, la nivel central, prin care în urma unui algoritm au fost stabilite partidele pentru fiecare județ care vor desemna prefectul. Seara de dinaintea conferinței de presă. Exact, da. În acea seară, plus Buzău a primit nominalizarea pentru poziția de prefect și PNL Buzău pentru poziția de subprefect. Automat dimineața deja multă lume a înțeles că lucrurile s-au decis, dar erau decis la nivel de partide, nu la nivel de nominalizări. Și s-a interpretat în ideea președintele de partide automate să fie și cel propus sau nominalizat. Nu e așa. Nici noi, nici PNL-ul astăzi nu avem nominalizările încheiate. Noi am terminat intern în filială și așteptăm votul Biroului Național al Plus. Decizia care a venit probabil mâine sau cel târziu sâmbătă, și discutăm și cu colegii la PNL astăzi, înțeleg că și până luni vor avea nominalizările făcute, deci asta înseamnă că luni vom cunoaște echipa care va merge la prefectură din partea coaliției. Bun, odată lămurit acest aspect, vreau să lămurim și un alt lucru, doar ce ați spus că în urma discuțiilor pe care le-ați avut astăzi cu colegii de la PNL, da, funcționează, n-am cum să nu vă adresez această întrebare, funcționează coaliția PNL-USR Plus la Buzău. Domnul Avramescu, de pe scaunul pe care dumneavoastră stați, spunea în urmă cu câteva zile că n-ați reușit până la acest moment să vă așezați toți trei la o masă. Da, am văzut și emisiunea cu domnul Avramescu. Consider că a fost un pic superarea momentului pentru faptul că PNL nu a reușit să obțină poziția de prefect pentru județul Buzău. Discuția a existat și înainte. Am colaborat împreună cu PNL-ul din momentul în care s-a format coaliția de guvernare, din momentul în care s-a instalat guvernul. Avem contacte, aș spune chiar zilnic, acum depinde pentru ce, care este tema de discuție, dar eu sunt sigur că vom colabora bine. În primul rând pentru că ar fi anormal să nu colaborezi la nivel local, când la nivel central e un guvern format din cele trei partide plus UDMR. Ar fi contra naturii, dacă vrei să obții rezultate, să poți să implementezi un program de guvernare la nivel local, trebuie să faci echipă. Că poate vor mai exista animozități, supărări din diverse motive, cred că sunt naturale, sunt normale. Vorbim de politică totuși. Nu cred că a existat o alianță sau o coaliție care să fi funcționat pe un sistem în care membrii acelei coaliții fi acceptat totul din prima sau să nu fi existat momente mai tensionate. Sunt normale. Știți că în urma conferinței de presă pe care dumneavoastră ați organizat-o săptămâna trecută, da, au existat și câteva reacții, în principal venite din partea funcționarilor publici. Reacțiile au venit pe de-o parte ca urmare a afirmației dumneavoastră, iertați-mă dacă nu o să vă citez întru totul, da, cine își face treaba bine, cine nu, puncte, puncte, da? Da?
Și cu privire la auditul despre care dumneavoastră spuneați că ar trebui făcut la prefectură, la Casa Albă. Haideți să vorbim întâi despre afirmația dumneavoastră cu privire la activitatea funcționarilor publici din prefectura Buzău. Ce ați vrut să spuneți, practic, cu ceea ce ați spus? Pentru că nu știu dacă a speriat neapărat, s-au născut alte întrebări. Ok, haideți să luăm, începem cu auditul, pentru că aici e partea cea mai importantă. Bun. Da? Păi, dacă începem cu auditul, am o altă întrebare. Aveți vreo nemulțumire cu privire la activitatea doamnei subprefect? Nu, n-aș pleca de aici. Aș pleca la activitatea din 2020, pe totala prefecturii. Și dumneavoastră presa a scris în multe rânduri și noi am văzut în exterior. Acum vorbind și ca buzoian, au fost multe momente în care mi-aș fi dorit din partea prefecturii o reacție mult mai rapidă în foarte multe situații, inclusiv dacă vorbim de pandemie. Dar în același timp au fost foarte multe momente în care toți am sesizat amprenta unui anumit partid pe activitatea prefecturii. Și nu e niciun secret, multă lume a reproșat această amprentă care a existat, în special în apropierea campaniilor electorale din septembrie și din decembrie. De ce e important auditul? O prefectură poate avea un departament intern de audit. Din informațiile pe care le am și uitându-mă pe informațiile publice prezentate de prefectură, prefectura Buzău nu are astăzi un departament de audit, cum are, de exemplu, prefectura București. Dacă nu ai acest departament, atunci există un departament în cadrul MEI care așa se și numește, departamentul pentru audit. De ce este important? În primul rând, trebuie să știi de unde pleci. Da? Consider că un manager nou de instituție, nu neapărat prefectură, când vine într-o instituție pe poziție de management, pe lângă obiectivele pe care și le asumă, trebuie să știe starea de fapt în acea instituție, ce merge și ce nu merge, să cunoască oamenii, să cunoască problemele. În cazul prefecturii vorbim de un domeniu și de departamente cu rol tehnic, cu rol legislativ. Da? Prin urmare, cea mai corectă evaluare a acestor persoane, acestor departamente, ar fi un audit, da? Din partea mea. Este punctul meu de vedere. Multă lume a înțeles că vorbim de un audit financiar. Nu. Deci, prefectura nu are un buget, da? Pe care să îl cheltuie la, nu știu, la decizia prefectului sau subprefectului. Vorbim de un audit al activității pe care prefectura l-a avut în 2020 și nu numai. Vorbesc de 2020 acum pentru că a fost anul cu siguranță cel mai greu pentru mulți dintre noi în ultimii ani. În același timp, în prefectura Buzău sunt foarte multe poziții ocupate cu persoane care nu sunt funcționari publici, din diverse motive. Nu funcționari publici de înalt grad. Dați-mi câteva exemple. Iarăși, până când nu ajungem acolo să vedem, mă refer la funcționari publici care să fie calificați pentru poziția respectivă. Și vă dau un singur exemplu. La finalul anului trecut, fostul prefect a vrut să organizeze niște concursuri, inclusiv în departamentul juridic, la care, culmea, coincidența, persoanele care erau cu experiența cea mai vastă din departament erau detașate în afara prefecturii. Mi-am pus mereu întrebarea de ce. Ai un om cu experiență și în prefectură și cu experiență vastă în departamentul juridic, dar înaintea unui examen îl detașezi în afara prefecturii. N-am înțeles logica. Logica era, ca cetățean spun acum, era doar dacă vrei să organizezi un concurs prin care să favorizezi pe cineva. Există dovezi în acest sens? Știți că ne trebuie dovezi pentru astfel de situații. Persoana respectivă a fost detașată, a revenit acum în prefectură de curând. Deci nu este niciun secret, se știe despre cine este vorba. Și au mai fost astfel de cazuri, care au venit fie dinspre prefecturi, dinspre oameni de acolo, care au sesizat ei și către noi, către partid au venit anumite cereri în 2020. Dar unele sunt și vizibile. Și vă spun cum sunt vizibile. Transparența prefecturii pe ceea ce înseamnă comunicarea publică lasă de dorit în Buzău. Iarăși, dacă comparăm informațiile publice care apar astăzi chiar, da? Pe site-ul prefecturii din Buzău și putem lua prefectura din București, Cluj, alte orașe, alte județe, vom vedea că în Buzău nu regăsim același set de informații pe care le găsim în alte județe. De ce? Iarăși nu am înțeles. Decât dacă vrei cumva să trunchezi transparența. De ce ai trunchiat transparența?
Pentru că dacă ne uităm pe structura site-urilor prefecturilor din țară, modelul de site este același, informațiile în mare parte sunt aceleași, numai că în Buzău anumite informații nu au fost comunicate. Acum revenim la funcționari. De ce am spus asta? Pentru că eu consider că marea problemă a României astăzi o reprezintă tocmai instituția care nu are un sistem de management. Cred că despre ce instituție vorbim, trebuie să existe trei criterii obligatorii. Pregătirea profesională, deci competența omului, planul de management în care acea persoană vine să conducă instituția, da? Și trei, integritatea. Am avut situații în care am avut o persoană competentă care a condus o instituție, dar nu a făcut un management corect. Și haideți să luăm spitalele ca exemplu, da? Nu le putem compara cu instituțiile, cum Agenția de Mediu sau altă instituție, dar spitalul este cel mai bun exemplu, că de cele mai multe ori, la jumătatea anului sau atunci când a existat un eveniment important, spitalul fie nu avea ajutor, fie nu avea buget. Da? Putem să luăm și școala, dar putem să luăm și instituții. Putem lua instituții care, din punctul meu de vedere, cea mai vizibilă ar fi partea de protecție a mediului. Nu numai în Buzău, în România. Mergem oriunde, că mergem la munte, că mergem la mare, că mergem pe drumurile țării și vedem zone încărcate cu munți de gunoi, inclusiv în jurul Bucureștiului. Nu aș putea spune acolo instituția respectivă care trebuie să facă acel control a avut un management calitativ. Pentru că dacă ar fi avut așa, înțeleg că sunt instituții care au o schemă de personal poate subdimensionată, dar aș fi vrut să văd care au fost acțiunile din spate. Da? Care au fost numai amenzile, acțiunile pentru a ecologiza o zonă care știi că este o problemă majoră pentru un oraș sau pentru un județ. Prin urmare, consider că acest sistem în care funcționarii, da, sau angajatul unei instituții de stat trebuie să aibă obiective și evaluări, este unul obligatoriu. Nu este ceva pe care îl inventez eu. Sau evaluări care... sunt. Adică eu, cel puțin eu știu că funcționarii publici sunt evaluați, dacă nu mă înșel, odată la un an de zile și primesc chiar un calificativ. Da, așa toți angajații din România trebuie să fie evaluați, inclusiv cei din privat. Eu vorbesc de evaluări în baza unor obiective pe departament. O persoană, să zicem că este, haideți să luăm prefectura, da? Prefectura are un obiectiv, trebuie să verifice legislativ deciziile Consiliului Local în maxim 60 de zile. Da? Da. Bun. De ce nu am putea să o facem în 40 de zile? Păi dacă legea permite până la 60 de zile? Eu am înțeles. Dar un manager de departament poate să vină cu un obiectiv pe reducerea timpului maximal la 40 de zile medie? Poate. Da. Înseamnă eficiență? Da. Până la urmă, ai 20 de zile mai puțin în care tu ataci o decizie care nu este legală. Până la mă, cine câștigă? Cetățenii. Pentru că scap de efectul acelor 20 de zile în care o decizie ilegală a unui consiliu local își produce efectele. Corect. Însă, eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Un plan de management care ar putea da rezultate foarte bune în privat, considerați că poate fi adaptat ușor pentru o instituție publică cum este prefectura? Principiile sale, da. Într-adevăr, putem spune... Iarăși putem să ne mergem în momentul în care statul a decis să vină către companii cu acele contracte de management privat pentru companiile importante. De ce a făcut asta statul român? Pentru că și-a dat seama, a existat în ultimii ani acest mit. Dacă vine cineva din privat, el este, obiectivul lui este să facă profit. Și statul nu. Aș putea spune că obiectivul este cam același, depinde cum îl vezi. Pentru că o companie face profit, dar statul nu trebuie să aibă în fiecare an deficit bugetar, poate să aibă și excedent bugetar. În același timp, statul are niște obiective calitative, dacă vine de servicii publice, dar și mediul privat are obiective calitative, se numește customer service. Da? Dar de ce a dorit statul să vină cu management privat? Pentru că de cele mai multe ori, managementul a fost numit politic în companii și în instituții. Da? Acea persoană nu vine cu niște obiective sau dacă vine cu niște obiective, vine cu obiective care nu pot fi evaluate în mod corect, pentru că este numit politic. Nu este ca un manager care vine jucându-și cariera în acea poziție. Despre asta este vorba, da? Dar principiile de management sunt la fel. Nu ar putea să mă convingă nimeni de ce să am obiective într-o companie și de ce să nu am obiective într-o instituție.
Eu mi-aș dori ca fiecare instituție să -mi comunice la începutul anului sau în momentul când vine un nou manager ce și-a propus. E clar că nu le poate rezolva pe toate. Dar ce și-a propus acea instituție? Orice instituție, că vorbim de ANAF, că vorbim de mediu, că vorbim de DSP. Uitați că acum pandemia ne aduce la suprafață instituții pe care nu le-am băgat în seamă ca cetățeni sau nu le-am dat importanță și vedem cât de important este în viața noastră. Luați DSP-urile. Câți români, până în pandemie, au fost interesați de activitatea DSP-urilor? În mare parte cei care aveau de-a face cu DSP-urile, obligați din punct de vedere legislativ sau nu au unui control. Dar în rest, cred că cetățenii de rând nu erau interesați ce se întâmplă în DSP-uri. Uitați acum cât de importantă este această instituție și cât de important a fost managementul DSP-ului. Și cât de importantă este lipsa personalului. Și lipsa personalului, dar și managementul. Am avut multe cazuri în care anchetele epidemiologice s-au făcut greșit sau nu s-au făcut, sau raportările erau greșite. De ce? Pentru că vedeam acolo, inclusiv ca cetățean la televizor sau prin raportări, persoane care nu știau ce au în acea instituție. Nu controlau instituția în punct de vedere al informațional, în primul rând. Managementul nu este ceva ce se aplică doar către privat. Managementul este obligatoriu către orice instituție care consumă bani din taxe și impozite. Funcționarii publici, când am spus de obiective, în fel de obiectivele pe care fiecare manager din instituție să le dea către managerul de departament, managerul de departament către cei din departament. Iar obiectivele trebuie să fie din ce în ce mai îndrăznețe. Asta este un stat funcțional și un stat eficient. Nu ne ajută pe noi că azi avem o instituție cu 100 de persoane, mâine avem aceeași instituție cu 500 de persoane, dar rezultatele sunt aceleași sau mai slabe. Unde este eficiența acolo? Da, aș vrea să vă întreb un lucru. Ce părere aveți despre schimbarea statutului prefecților și subprefecților? Iar întrebarea mea continuă așa. Dacă nu s-ar fi schimbat acest statut, v-ați fi calificat pentru ocuparea funcției de prefect? Nu. Nu, trebuie să fiu sincer, nu. Bun. Și răspundeți-mi în continuare. Ce părere aveți despre schimbarea statutului? A fost o decizie foarte bună. De ce? Pentru că până acum prefecții tot politici erau. Fără doar și poate, deși erau numiți, se spunea că sunt apolitici. Da. Se spuneau că sunt apolitici, dar când se schimba guvernarea, se schimbau prefecții. Da. Coincidență mare, la nivel național se schimbau toți prefecții. Da. Partidul care era la guvernare sau partidele care compuneau coaliția de guvernare și împărțeau, ca și acum, pozițiile la nivel de fiecare județ și persoana pe care o susțineau ajungea să fie numit prefect sau subprefect. Diferența era că nimeni nu răspundea pentru activitatea prefectului. Era independent, în ghilimele. Da? Partidul susținea o persoană, persoana era numită, iar mai departe, dacă un prefect, și am văzut cazuri destule în ultimii ani de prefecți care nu numai că nu și-au făcut activitatea, erau de negăsit, nici măcar telefonii, când aveau probleme grave la ei în județ, dar nimeni nu răspundea pentru activitatea lor. Absolut nimeni. În cel mai rău caz, dacă greșeala era foarte mare, era înlocuit de guvern cu... Dar nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru acea persoană. E ca și cum acea persoană, dacă ar fi dat un concurs, pentru că aici intrăm în altceva, dacă acea persoană avea un concurs, iarăși cu obiective, cu un plan de management... Da, să știți că am participat la videoconferințe atunci când situația ne-o permitea, în care prefecți, am văzut o mulțime de prefecți trași la răspundere pentru absență, pentru și așa mai departe. Deci... Trași de răspundere la nivel guvernamental. Eu spun, în fața cetățenilor, cine răspundea pentru acel prefect? Răspundea prefectul. Da. Dar prefectul acela pleca din poziția de prefect în altă poziție numită politic. În a doua secundă după ce păstea prefectura, îl regăseam într-un partid, într-o altă funcție. Numai că partidul care l-a susținut nu răspundea cu nimic. De aceea este anormal. Al doilea avantaj pe care îl văd aici, prefecții, din punctul meu de vedere, ar trebui să aveau această limitare a discursului public și a reprezentării. Din punctul meu de vedere, era o greșeală, pentru că un prefect este reprezentantul guvernului în teritoriu. Corect. Bun. Iarăși, funcția aceasta de prefect, din 2006, dacă nu mă înșel, când s-a schimbat și ei au devenit apolitici, în ghilimele, a devenit cumva o instituție de vitrină.
Toată lumea s-a limitat, și am spus asta și în conferința de presă, s-a limitat la ce face prefectul în județul Buzău. Păi ce să facă? Verifică deciziile Consiliului, nu el, departamentul, și mai merge la întâlniri la 1 decembrie, la ziua Armatei, și cam atât face prefectul. Vede, dacă întrebăm pe buzoieni ce face prefectul, cred că asta o să ne spună. Bine, și dacă întreb ce fac parlamentarii, puțin o să or să răspundă, sau care sunt parlamentarii de Buzău. Da, dar încerc să spun că prefectul până acum, cel puțin în ultimii 10 ani, el a fost văzut ca o persoană care nu are atribuții foarte importante, nu are responsabilități foarte importante, el trebuie să fie acolo un garant al respectării legii și cam atât. Eu cred că prefectul și legea îi dă voie prefectul să fie mai mult, pentru că legea îți dă niște condiționări așa, nu? Și niște obiective sau niște atribuții așa, da. Prin urmare, prefectul, dacă ne uităm la atribuțiile prefectului, vedem că ele sunt mai multe. Iarăși am auzit, domnule, scrie în Constituție că totuși prefectul este, și numai cu și în legea de funcționare prefecturii, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate. Dar cum le conduce? Că de fapt ele sunt subordonate ministerului. Corect, sunt subordonate ministerului de care aparțin. Dar, iarăși, cine răspunde pentru obiectivele pe care acele instituții, pe linie guvernamentală, minister, le-au în teritoriu, dacă și le îndeplinesc? A trebuit să răspundă prefectul. Da? Prefectul a trebuit să fie cel care știe foarte bine situația acestor servicii publice deconcentrate la nivel de județ și informează ministerele. De cele mai multe ori nu am văzut, îmi pare rău, nu am văzut asta. De cele mai multe ori am văzut doar un singur lucru, se schimba guvernul, se schimbau conducătorii instituțiilor. Da? Eu, de exemplu, și colegii mei din Plus am spus foarte clar, ne opunem numirilor politicieni deconcentrate. De ce? Pentru că eu, ca cetățean, eu îmi doresc o instituție în care să mă ofere servicii de calitate. Eu îmi doresc o instituție care să poată gândi proiecte de orice fel, de management, proiecte europene, indiferent ce este acolo. În momentul în care noi am avut 30 de ani politizarea acestor instituții, nu am avut de foarte multe ori proiecte, sunt instituții care n-au avut proiecte deloc. Am avut doar o dezvoltare a organigramei, a numărului de angajați, a bugetelor și de foarte multe ori persoana care a greșit a fost luată de partid de aici și mutată în altă instituție, fără să răspundă pentru ceea ce a făcut. Dar cel mai important, apropo de paralela cu privatul, e că nu am avut un cadru legal coerent care să-mi spună mie ca cetățean, dar și lui ca angajat în acea instituție, ce vrea statul de la mine. Care sunt în mod clar, eu ca angajat într-o instituție am șansa să o conduc, azi am putea spune dacă ești membru partidului corect, ai. Bun. Pentru că asta este adevărul. Cu toate astea, spuneți că vi se pare corect modificarea statutului prefecților, da, și subprefecților. Da, am ieșit dintr-o situație, zic eu, ușor ipocrită. Și cum vedeți dumneavoastră ocuparea acestor funcții de conducere ale instituțiilor? Prin concurs, dar nu prin concursul ca până acum. Concursurile până acum, n-aș vrea să generalizez, se desfășurau cam așa. Partidul făcea o listă de viitori conducători de instituții și coincidență, de cele mai multe ori, ei câștigau și concursurile. N-ai vrea să mă duc mai departe. Coincidență, da? Coincidență la nivel național, liderii partidului de guvernământ, la nivel local, aveau o listă scurtă de nume și ei ajungeau și conducătorii instituțiilor. Dacă concurs. Ar fi avut loc un concurs de ocupare a funcției de prefect, ați fi reușit să-l câștigați? Depinde ce presupune acel concurs. Un concurs ar trebui mai întâi să aibă un cadru legal stabilit, exact cum spuneam, ce vrea, care sunt obiectivele persoanei respective, care este partea profesională importantă pentru ca acea persoană să o stăpânească, și trei la mână, un cadru legal fluent. Pentru că și aici, da, asta nu se va schimba într-un an, doi, aici va dura foarte mult și va trebui să fie o decizie a întregii clase politice, pentru că avem instituții care lucrează după legislații foarte învechite. Asta e la nivel național. Păi da, la nivel național, da. Cred că prefectul, de exemplu, ar trebui să fie în primul rând un bun manager.
Pentru că el asta face până la urmă, face un management. Primul lucru care îl face, că e situație de criză, că e serviciu de concentrat, că vorbim de departament, el trebuie să facă un management de calitate. Și să știe să-l facă. Cred că asta e prima condiție. A doua condiție pentru un prefect este disponibilitatea. Și cum spun disponibilitatea, că prefect poate să apară situații la orice oră din zi și din noapte. Și trebuie să fii conștient de această mare restricție pe care o ai ca persoană. Și a treia trebuie să fie integritatea. Și iarăși mi se pare foarte importantă. De ce? Pentru că trebuie să luăm județul Buzău. Avem președintele Consiliului Județean din partea PSD-ului, avem primari, Nicu Sărat Buzău din partea PSD-ului. Aleși. Și avem o guvernare PNL, USR Plus, UDMR. Formată, da, bun. Prefectul n-ar trebui să fie, să intre într-o opoziție cu aleșii locali. Ea ar trebui să lucreze împreună. Vă vedeți lucrând cu președintele Consiliului Județean și cu primarii, să zicem, mă rog, primarii din județ și primarii oarecele? Da, una din responsabilitățile prefectului este de a oferi consiliere la cerere primarilor și primărilor. Eu am spus și repet, eu nu judec oamenii după apartența lor politică. Asta este o mare greșeală care se întâmplă, din păcate. Vedeți, sunt alegeri și a doua zi după alegeri începe campania electorală pentru următoarea alegeri peste 4 ani. Și așa ajungem să se separe. Vedem și în instituții. Și am văzut de multe ori în instituții grupuri formate. A venit un nou manager al Partidului de Guvernământ și s-a făcut și o opoziție acolo al celor care au condus instituția înainte. Nu... Cred că cetățenii, până la urmă, sunt interesați de rezultat. Da? Ce ți-ai propus, ce ți-ai asumat, ce ai rezolvat, ce ai livrat. Mi se pare normal ca să existe o colaborare între prefect și primari, între prefect și Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean, prefectul, sunt și de multe ori cei care intervin în gestionarea unor situații. Acum, bineînțeles că trebuie să ai, de cealaltă parte, dorința de a colabora și de a nu începe campania electorală a doua zi după alegeri. Eu cred că Buzăul, de exemplu, are nevoie de această colaborare. Da, așa este. Domnule Moraru, stimați telespectatori, aveam pregătit încă o întrebare. Cât de familiarizat sunteți cu codul administrativ și cât credeți, și dacă nu mi-ați fi răspuns că nu sunteți, sau mă rog, o să vedem îndată ce îmi răspundeți, aș vrea să vă întreb cât credeți că v-ar lua să vă familiarizați cu ce înseamnă funcționarii publici, codul administrativ și așa mai departe, dar o să vă dau posibilitatea să-mi răspundeți după o scurtă pauză publicitară. Okay.